Bună seara, dragi ascultători Gold FM! Bine v-am regăsit la o nouă ediție Golden Hour. Așa cum discutam și ieri, continuăm seria de dezbateri politice cu candidații de la primăriile de sector. Și astăzi mă bucur să l-am alături de mine pe domnul Dan Tudorache, precedentul primar din sectorul 1, care a pierdut lupta în fața doamnei Clotilde Armand în anul 2020. Cu siguranță cunoașteți cazul, un caz de notorietate și de fraudare a alegerilor, care, din păcate, nici astăzi, în anul 2024, iată, suntem la un rând nou de alegeri, nu s-a soluționat, nu s-a dat niciun verdict în acest caz. Discutăm în continuare tot de sectorul 1, pentru că, așa cum vă spuneam, eu locuiesc aici de 4 ani de zile, inclusiv sediul Radio Gold FM este în sectorul 1. Sunt multe probleme pe care le cunoaștem și vreau să analizăm aceste probleme cu domnul Dan Tudorache, care are curajul, iată, să candideze și anul acesta. Bună seara, îi spun invitatului meu, bine v-am găsit și în primul rând mă bucur că ați acceptat o discuție aici la Radio Gold FM, pentru că nu mulți candidați au curajul să intre alături de noi și să discute. Da, bună seara, în primul rând. Vreau să fac precizarea că eu nu am pierdut alegerile, așa cum a spus și dumneavoastră, am fost furat. Deci Clotilde Armand nu a câștigat alegerile, Clotilde Armand a fost pusă primar. Eu zic că e mai corect așa această referire. Într-adevăr, da, poate puteam să mă exprim și eu mai bine. Mă bucur că ați început cu acest subiect, pentru că așa vreau să și deschid această discuție. Domnule Dan Tudorache, ce s-a întâmplat în anul 2020 și de ce nu avem un rezultat, nu s-a întâmplat nimic până astăzi, nu s-a soluționat nicicum. Am avut camere de vedere, am putut observa cu toții că sacii de vot au fost scoși din încăpere, au fost acolo și alți candidați care n-aveau ce să caute acolo. Se încearcă prescrierea în acest caz, se așteaptă acest lucru? Da. După informațiile pe care le dețin, prescrierea faptei ar trebui să se întâmple după 5 ani. Au trecut aproape 4 ani, deci în septembrie se fac 4 ani de la acel incident sau acel furt. O spun mai clar, furt. Atunci o țară întreagă a văzut ce s-a întâmplat. Un procuror care a vrut să descopere ce s-a întâmplat în acele seri. Eu am făcut plângere la SIJ. Procurorul de la SIJ, Iașinovski, a început, a făcut tot felul de progrese în acel dosar și a vrut efectiv la un moment dat să vină în fața presei și să spună efectiv ce s-a întâmplat. Era undeva în anul 2018, mi-aduc foarte bine aminte, 2018, când a vrut să vină la un post de televiziune. Da, 2020. Exact, da, da. În 2022, deci în anul 2022, a venit sau a dorit să vină în fața dumneavoastră, a presei. Cred că a luat legătura cu cei de la Canal D să aibă un interviu de o oră. Ce greșeală au făcut cei de la Canal D? Au făcut promo la emisiune și urma ca a doua zi să se dea acel interviu. Procurorul general a făcut presiune asupra Canal D și acel interviu n-a mai apărut niciodată. Procurorul Iașinovski a fost, din câte mi-aduc aminte, la Antena 3 și la RTV, a mai spus ceva, deja era teamă de consecințe. Nu a mai avut așa curaj
cum a avut cu două zile înainte, când a fost la Canal D. Și eu țin minte că undeva peste 4 luni de la acel incident, 5 luni, a făcut cerere să pensioneze și să plece din magistratură. Efectiv, i-a fost frică. În momentul de față este plecat din România, e plecat în Germania, nu mai vrea să audă, deci s-a speriat foarte tare. Deci s-au făcut presiuni asupra lui și... Dar el a spus, sau cel puțin eu în acel promo pe care îl făcea Canal D, a spus clar. La sectorul 1 a fost fraudă, a spus-o clar și urmând ca a doua zi să prezinte tot interviul, lucru care nu s-a mai întâmplat niciodată. Deci să înțelegem că sunt presiuni mari, au fost presiuni mari au și fost poate presiuni, au fost presiuni mari, sperăm să nu mai fie în continuare, dar cineva își dorește cu tot din adinsul ca să iasă și a dorit atunci doamna Clotilde Armand. Credeți că și anul acesta se va întâmpla la fel? Nu, sunt convins că nu se va mai întâmpla, pentru că cei care au orchestrat acel furt, acum deja au probleme, mă refer la Coldea. Am informații că cel care a orchestrat, ăsta este cuvântul corect, acel incident, acel furt, deja nu mai are puterea pe care o avea în 2020. Deci să înțelegem că ați fost o victimă practic a statului paralel, așa cum exact a spus și domnul Cosmin Gușu astăzi în emisiunea pe care a avut-o. A menționat despre emisiunea pe care o să facem noi doi împreună aici la Golden Hour și exact asta a spus și el. Credeți și dumneavoastră că ați fost o victimă a statului paralel din România și că, iată, chiar de câteva zile acest stat se încearcă a fi destructurat? Da, da. Eu sper ca să aflăm tot ce s-a întâmplat în acea perioadă. Bănuiesc că chemându-i pe Coldea, pe Dumbravă, la DNA, vom afla toate nenorocirile pe care le-au făcut în acea perioadă și mă refer în 2020, chiar și înainte de 2020. Da, și sperăm să fie cumva tras și la răspundere dacă actul de justiție consideră și sperăm să se întâmple acest lucru. Așa cum ziceam mai devreme, aveți curaj. Cum de mai aveți curaj să intrați în luptă și anul acesta? Cine vă dă? Cine vă susține? Cine mă susține? Cred că cetățenii sectorului nu mă susțin, pentru că vorbind cu ei, ei au spus în permanență că vor să-și ia revanșa, pentru că furtul sau voturile au fost ale lor, ale cetățenilor. Eu eram doar cel care le colectam. La mine ajungeau, dar voturile efective erau ale cetățenilor sectorului 1. Ei au fost nedreptățiți, ei au fost revoltați. Deci ei trebuie să prezinte la vot și să-și ia revanșă. Trebuie să meargă, bineînțeles, toți cetățenii din România, dar vreau să vă întreb dacă mai vor să meargă în aceste condiții, după ce au văzut în 2020 și cetățenii din sectorul 1, mai au curajul să meargă la vot, adică mai contează votul lor sau pur și simplu, domnule Tudorache, credeți că se va încerca tot așa un furt? Nu se va mai încerca un furt. Sunt conștient că nu vor mai putea, pentru că în biroul electoral de sector s-au făcut solicitări să fie montate mai multe camere de luat vedere, așa cum acum 4 ani era o cameră care era acoperită și între timp acea hârtie căzuse de pe cameră. Dacă vă aduceți bine aminte, Clotilde Armand a spus la acel moment, dar eu Clotilde Armand știam că nu există nicio cameră de luat vederi în acea încăpere și era chiar revoltată. Da, ea a fost asigurată că poate să fure, să umble la saci,
pentru că totul este acoperit. Deci mai au așadar curaj cetățenii României. Nu cred, pentru că pentru că la acel moment de partea ei era primul ministru și toți cei care asigurau paza acelei încăperi. E adevărat, jandarmii acționau la ordin, dacă li se spunea de către procuror să lase pe cineva să intre, ei lăsau, pentru că ei respectau un ordin, n-au făcut nimic de capul lor. Deci cei care au fost de vină la acel moment era Ludovic Orban, și care era prim-ministru, și procurorul care asigura biroul electoral de sector. Știți că acum eu trebuie să vă întreb în calitate de moderator dacă aveți dovezi în sensul acesta, pentru că sunt niște acuzații grave. Nu, am doar informații. Nu pot. Vă dați seama că ce s-a întâmplat. Sunt părerile dumneavoastră, da. Da, erau părerile mele și vă și spun, vă relatez unele incidente. Îi vedeam, sau colegii mei i-au văzut cu acei saci de voturi sau cu voturi în mașină, într-o mașină. Unul dintre colegi s-a pus pe capota mașinii, cerându-i acelui jandarm să intervină și să oprească mașina și să vadă ce se află în interiorul sacului sau sacilor. Și jandarmul a spus, vă rugăm să vă dați la o parte, că altfel vă bag la sechestrare de persoane. Ei respectau un ordin primit de la primul ministru al României, de la Ludovic Orban. Domnule Dan Tudorache, anul acesta candidați ca independent, da, la primăria sectorului 1. De ce v-ați dat demisia cu câteva zile înainte să intrați în cursă din PSD, unde ați fost de atât de mulți ani? Da, eu eram suspendat în PSD din anul 2020. Mi-am dat demisia pentru că depuneam dosarul ca și independent și dacă nu depuneam demisia, cu siguranță colegii din PSD îmi invalidau candidatura și exista posibilitatea să nu pot candida. De ce exista această posibilitate? Adică ați simțit că nu vă ține partidul? Nu asta. Așa e legea, pentru că eu ca și candidat independent trebuia să nu fac parte din niciun partid. Și venea PSD-ul și îmi spunea, domnule, e membru PSD, și automat îmi invalidau candidatura și am preferat să mă asigur că nu au nicio problemă să-mi invalideze candidatura. Credeți că cetățenii sectorului 1 vă vor vota și dacă nu mai faceți parte din PSD? Credeți că în fostul mandat ați reușit să-i convingeți? Da, în mandatul 2016-2020 am luat, cred că, 35.000 de voturi. Și eu pot spune că pe 9 iunie cel care va fi primar va fi cu votul a 28.000 de cetățeni. Ce veți face, domnule Tudorache, dacă pe 9 iunie ieșiți primar, de pe 10 iunie vă instalați în funcție? Care sunt lucrurile care credeți că trebuie schimbate de urgență în sectorul 1? Deci fac o remarcă, niciunul dintre cei care câștigă pe 9 iunie nu se poate instala pe 10 iunie, pentru că mandatul începe undeva în octombrie, pentru că mandatul primarului nu poate fi redus. Mandatul primarului a început în octombrie 2020, deci se va sfârși în octombrie 2024. Deci am și spus-o în această campanie, vorbind cu cetățenii. În primul rând, vreau să readuc bursele elevilor acolo unde erau în 2020, pentru că Clotilde Armand și PNL-ul le-a micșorat, lucru care este impardonabil. Vreau să dau drumul la
proiecte, o mare parte din proiectele pe care eu le-am lansat în 2020 și Clotilde Armand nu le-a continuat. Mă refer la reabilitarea lifturilor, vreau să continui cu reabilitarea blocurilor. Mai sunt 90 de blocuri de reabilitat și în acest mandat trebuie să se termine cele 90 de blocuri și să încep, așa cum am început în 2019, un proiect pilot cu reabilitarea termică la casă și să încep reabilitarea termică la casă. Vreau în școli să continui programul de introducere a salinelor. L-am început în 2019. Am reușit până la sfârșitul mandatului să introduc 7 saline în 7 unități de învățământ și vreau să am în fiecare unitate de învățământ câte o salină. Să consolidez școlile, că sunt probleme cu unele dintre unitățile de învățământ. Imobilele din sectorul 1 din 2025, din ianuarie 2025, primăriile de sector pot consolida clădiri care se află pe raza sectorului 1. Așa prevede legea, o lege votată în 2022. Deci până acum doar Primăria Capitalei putea să realizeze consolidarea clădirilor din București. Acum sau din 2025 și sectoarele pot interveni și consolida clădirile și Primăria Sectorului 1 are bani suficienți să înceapă și acest program de consolidare. Vreau să continui curățenia pe care am lansat-o în 2020, curățenia Sectorului 1, pentru că am văzut ce s-a întâmplat în mandatul ăsta, cu noaie pe stradă, șobolani care au apărut datorită gunoaielor lăsate la colțul străzii. Deci vreau ca cetățenii nemulțumiți, că sunt sau au fost și sunt în continuare nemulțumiți de curățenia din sectorul 1. Anul 2020 a fost un an de referință din punct de vedere al curățeniei, pentru că a fost și pandemia și atunci am luat măsuri mult mai stringente vis-a-vis de curățenie. Vreau ca locuitorii sectorului 1 să fie mulțumiți și să considere, așa cum considerau până în 2020, că sectorul 1 este capitala capitalei. În momentul de față, sectorul 1 se află pe locul 5 între cele 6 sectoare ale Bucureștiului. Atunci se află pe locul 1. Din toate punctele de vedere, din punct de vedere al banilor pe care i-a trăgea către buget, pentru că firmele sau majoritatea firmelor își aveau sediu în sectorul 1. După ce Clotilde a început acea, nu știu cum să-i spun, mizerie, șobolaniadă, oamenii au fugit, vă dați seama, o firmă importantă a preferat să fugă din sectorul 1 și să ducă către celelalte sectoare. Din această cauză, sectorul 1 se află în momentul de față pe locul 5 în București. Și că tot vine vorba de curățenie, probabil că știți că s-au cheltuit foarte mulți bani, chiar un buget dublu față de cât ați cheltuit dumneavoastră, din câte mă uitam statistic, de către doamna Clotilde Armand, iar sectorul 1 arată cum arată. E mult dezastros. Mai rău. Și vă spun și cum de ce ați cheltuit mai mult. Vă spun pentru că ea n-a dorit să achite anumite facturi. Rompresto a câștigat în instanță, a obligat Primăria Sectorului 1 să plătească acele facturi restanțe, plus au luat penalități. Au câștigat în instanță acele penalități și Primăria Sectorului 1 are de plătit în plus peste contractul inițial undeva la 80 de milioane de RON. Dar penalități, Primăria a mai plătit și, de exemplu, atunci când a fost desființată administrația școlilor și spitalelor, când au fost dați afară, au fost dați afară persoane care asigurau acea administrație, oamenii au câștigat în instanță și primăria le-a dat salariile restanțe și plus penalități.
Același lucru s-a întâmplat și la administrația piețelor. A dat personalul afară, oamenii au câștigat în instanță, primăria a trebuit să le dea banii plus penalități. Ca să nu... Lista este foarte lungă, pentru că Clotilde Armand, atunci când a venit în anul 2020, la final, a refuzat să facă plățile către toate firmele care au funcționat până în momentul venirii ei. Acele firme au acționat în judecată primăria, au câștigat și penalități. Vă dați seama, pe lângă faptul că a plătit acele facturi, a plătit și penalități. Și cu siguranță Clotilde Armand se face vinovată de acele penalități care au fost plătite din vina ei, pentru că ea a hotărât să nu plătească acele firme care au câștigat în instanță banii respectivi. Dar de ce credeți că a făcut acest lucru? Să te instalezi în funcție și să-ți dai din prima cu stângul în dreptul? Că eu asta înțeleg. Vă dau un singur exemplu, după care trageți noastră concluzia. A încercat să creeze o problemă Romprestului cu acel scandal cu gunoaiele din sectorul 1. A vrut să rezilieze contractul, spunând că este un contract foarte păgubos pentru administrația sectorului 1. N-a reușit, pentru că instanța le-a dat dreptate celor de la Romprest. Deci interesul ei a fost să elimine o firmă românească și să vină cu o firmă franțuzească cu care se încheie care contractul. Care să facă? Exact, da. Da. Deci au vrut, deci a vrut să elimine firmele românești. Da, foarte, foarte interesant acest lucru. Spuneați și dumneavoastră mai devreme că sectorul 1 este cel mai bogat și că avem chiar un excedent bugetar. Ce veți face cu toți acei bani, domnule Tudorache, dacă veți câștiga pe 9 iunie? Deci, în primul rând, să continui proiectele din lăsate în anul 2020. Mă refer la reabilitarea lifturilor, consolidarea clădirilor. V-am spus, în 2025 încep consolidarea. Dar mărirea burselor. Deci sunt proiecte, undeva la 60 de proiecte lăsate de mine și de colegii mei în toamna lui 2020, pe care Clotilde Armand le-a dat la o parte. Deci voi pune în aplicare toate acele proiecte cu care eu aș fi vrut să continui următorul mandat în 2020-2024, dar datorită furtului nu s-a mai putut. Am înțeles, am notat. Voiam să vă mai întreb încă un lucru. Când ați terminat cu primăria, vi s-au făcut mai multe dosare. În ce stadiu sunt acele dosare acum și de ce credeți că s-a întâmplat acest lucru? Deci, un singur dosar este trimis în instanță. Stadiul este aștept pronunțarea pe fond. Acel dosar a fost ținut la dosar, deci a fost făcut undeva în 2016, a fost ținut la sertar și a fost folosit în noiembrie 2020, deci la 4 ani, de la momentul inițierii lui. Și de ce? E o părere personală. Atunci când am făcut plângerea la SIJ, atunci statul paralel s-a activat și a dat drumul la acel dosar. Uh-huh. Celelalte dosare sunt încă în urmărire penală, sunt suspect, dar sunt suspect de 3 ani de zile. Lucru care așa va și rămâne, pentru că nu au efectiv, bine, cum nu are nici în, nu au elemente nici în primul dosar trimis în judecată. Deci credeți că nu o să vă pericliteze cu nimic aceste dosare? Totuși sunt 9 candidați, foarte mulți candidați pentru sectorul 1. Am înțeles ce planuri aveți dacă veți câștiga. Totuși, nu credeți că acest fapt va favoriza cumva din nou realegerea doamnei Clotilde?
Poftim, s-a întrerupt, mai puneți-o mi-a dat întrebarea, vă frumos. Nu credeți cumva că acest lucru, faptul că sunteți atât de mulți candidați la sectorul 1, va favoriza din nou alegerea doamnei Clotild? Nu, și vă spun de ce. Pentru că sunt convins că în ultimele 3 zile din această campanie cel care se va afla pe locul 2 cu siguranță va primi voturile celorlalți. Deci Clotilde Armand nu va câștiga aceste alegeri. Eu sunt pe locul 2 și cu siguranță voturile vor veni către mine în ultimele 3 zile din această campanie. Sunteți sigur că sunteți pe locul 2? Pentru că știți că au apărut foarte multe sondaje, în unele dintre ele chiar nici nu apăreți. Pe ce vă bazați când ziceți acest lucru? Eu spun acest lucru pentru că am plecat în sondajele inițiale de la minus 20, așa au plecat sondajele, dacă eu la începutul campaniei aveam nici măcar 1%, vă dați seama că erau sondaje făcute pe colțul mesei, dar cel mai corect și cel mai bun sondaj e atunci când mergi pe stradă și vorbești cu cetățenii. Dar sondajul final va fi pe data de 9 iunie și sunt convins că voi câștiga. Și ce vă spun cetățenii când mergeți să discutați cu ei? Vă așteaptă înapoi în funcție? Da, vor în primul rând să rezolve ceea ce nu s-a rezolvat în 2020. Deci ei vor să-și ia revanșa vis-a-vis de incidentul sau furtul din 2020. Aveți multe proiecte pe care le-ați menționat pe unele mai devreme. Să știți că și doamna Clotilde avea, din câte am înțeles, dar a acuzat faptul că nu se înțelege cu Consiliul. Dumneavoastră, cum credeți că veți reuși să colaborați cu Consiliul dacă veți ieși primar în sectorul 1? Eu sunt susținut de un partid mic, Partidul România Puternică, care se găsește pe buletinul de vot la poziția 6. Cu siguranță nu voi avea majoritate cu acest partid, nu voi avea 14 voturi, dar un primar, dacă în primele 3 luni sau chiar eu zic 2 luni, dacă nu reușește să-și facă o majoritate, nu are ce căuta în administrația locală. Am înțeles. Deci în concluzie o să încercați să găsiți variante. Vreau să ducem puțin discuția pentru că sunt curioasă și ce părere aveți dumneavoastră despre primăria municipiului București. După părerea dumneavoastră, domnule Dan Tudorache, cine va ieși câștigător? Pentru că și acolo este o luptă strânsă, cam ca și la primăria sectorului 1. După scandalul cu cei doi generali, sau înaintea scandalului, Nicu Șordan ar fi avut prima șansă, dar după începerea dosarului la DNA cu Coldea și Dumbravă, eu consider că Firea se apropie vertiginos de Nicu Șordan și cred că până pe data de 9 iunie va reuși să-l depășească. Credeți că o vor alege bucureștenii din nou pe doamna Firea? Pentru că sunteți cumva asemănător, parcă cam în aceeași ipostază, ați avut un mandat, ați plecat, așa au fost lucrurile și acum își dorește și dânsa să revină. Credeți că are șanse? Da, eu în 2020 am fost furat. A fost și Gabriela Firea furată în anul 2020. Bucureșenii știu acest lucru și ei au văzut, acum mă refer strict la primăria capitalei, ei au văzut diferența de la Nicu Șordan, mandatul Nicu Șordan și mandatul Gabriela Firea. Și cred că orice om de bună credință ar prefera-o pe Gabriela Firea. Da, vom vedea ce se va mai întâmpla până atunci. O ultimă întrebare. În anul 2020 ați avut o campanie interesantă, Orașul Faptelor Bune. Credeți că ați avut consilieri buni? Aveți pe aceiași și astăzi? Credeți că veți reuși să-i convingeți din nou pe locuitorii sectorului 1? Eu consider că
îi voi convinge pe locuitorii sectorului 1 să mă voteze. Nu sunt aceiași consilieri lângă mine. Am persoane mult mai devotate în această campanie și sunt convins că voi câștiga. Vă mulțumim frumos pentru discuția de astăzi. Vă dorim mult succes și să iasă totul așa cum vă doriți, domnule Tudorache. Vă mulțumesc mult. Dragi ascultători, a fost alături de noi Dan Tudorache, candidat independent pentru primăria sectorului 1. I-ați auzit planurile. Ieri am avut-o și pe doamna Ramona Iana Brunsils, tot pentru sectorul 1, dar nu contează. Continuăm această serie de dezbateri și săptămânile viitoare cu alți candidați la alte sectoare, de la alte partide, pentru că, bineînțeles, aici la Radio Gold FM este loc pentru toată lumea, doar să existe bunăvoință și să își dorească candidații să intre alături de noi. Vreau să vă spun că de la orele 20, tot astăzi, veți putea asculta emisiunea Golden Hour cu Jesse, așa cum, în varianta cum era până acum, cu dragii voștri astrologi pe care îi ascultați de obicei. Așa că nu vă faceți griji, de la orele 20, Golden Hour cu Jesse, cu doamna Luminița Ristea, care vine cu previziunea astrale pentru luna iunie a anului 2024. Mult succes le dorim tuturor candidaților în anul acesta, 2024. Este bătaie mare, timpul este scurt, mai sunt puține zile, o săptămână și câteva zile până pe data de 9 iunie, așa că agitația este mare. Fiecare își doresc să vă câștige încrederea și să vă câștige votul, dar voi știți cel mai bine cu cine veți dori să, cui veți dori să le dați votul dumneavoastră. Noi de aceea invităm aici ca să auziți fiecare ce au de spus. Bineînțeles că nu pot să îi iau, nu mi-ar ajunge timpul să iau pe toți candidații din zona Bucureștiului, de la sectoare și poate chiar de la primăria municipiului București, pentru că sunt zile prea puține, emisiuni prea puține, dar fac și eu ce pot, tot așa ca să vă ajut pe dumneavoastră să vă formați o părere în legătură cu invitații mei și cei care au curajul să spună da unui interviu la Radio Gold FM, pentru că ne cunoașteți, nu suntem foarte comozi pentru unii dintre ei, dar sper că s-au simțit bine aici la Golden Hour cu Jesse. Și vă aștept începând cu săptămâna viitoare, de luni, de la orele 18, ne reauzim aici la Golden Hour cu alți invitați, alți candidați, dar și așa cum v-am obișnuit, cu invitații din latura ezoterică, să-i spunem așa, dar de la orele 20. Bineînțeles, puteți să reascultați edițiile Golden Hour și pe canalul meu de YouTube, Jesse Baneș, acolo unde vă aștept să vă abonați cu drag și să reascultați edițiile care vă interesează. Vă îmbrățișez, dragii mei, și ne revedem de la orele 20. Nu plecați departe, rămâneți pe frecvența 96,9. Vă mulțumesc!